Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În perioada 19-21 iunie se va desfășura Raliul Moldovei. A provocat un accident rutier după ce a adormit la volan. Consiliul Județean recuperează de la UE banii cheltuiți cu modernizarea aeroportului. În perioada 19-21 iunie se va desfășura Raliul Moldovei și, la fel ca anul trecut, una din probe va avea loc la Onești. Vineri, 21 iunie, pe Bulevardul Loituz, se va desfășura proba super specială. Anul trecut a atras un număr mare de spectatori și asta se așteaptă și de la această ediție. În plus, această competiție va atrage comunitatea de raliuri și fanii de motorsport către municipiul Onești. Raliul Moldovei a ajuns la cea de-a noua ediție și este o etapă importantă în cadrul Campionatului Național de Raliuri al României. Detalii în materialul următor. Bună ziua! Vă mulțumesc că ne aflăm aici încă un an. Ce vreau să vă spun este că am ajuns, iată, în al 9-lea an. Sper să ne revedem și la anul, în al 10-lea an. Suntem deja de 3 ani de zile în campionatul european de raliuri. Particularitatea evenimentului ăsta este că suntem singura ediție din această disciplină sportivă din România care marjăm foarte mult pe transmisiunile live. Este o tradiție a noastră. O continuăm și anul ăsta. Avem 10 ore de transmisiune live. La nivel național vorbim de TVR, vorbim de Telecom Sport. Europa FM ne este partenerul principal la nivel național. De vreo 7 ani de zile, când depuneam, să zic, și în fața Consiliului Local din Bacău și domnului Stavarache, am aplicat o regulă în care să fac o analiză financiară la ce înseamnă acest eveniment pentru județ. Și analiza financiară ne-a arătat că în jurul sumei de 900.000 de lei sunt bani care se consumă aici, în județ, prin cazări, prin mese, prin servicii, prin cheltuielile pe care le fac eu din acești bani în cadrul județului. Deci toate comunitățile, și aici vorbesc de primăria din Moinești, care e în decembrie tot timpul și alocă bani, este cel mai important eveniment al lor, fiindcă, așa cum știți, este un eveniment care parcurge tot județul. Consiliul Județean, în urmă cu 2 săptămâni, am fost un proiect care s-a votat în unanimitate de absolut toate culorile politice, ne-au felicitat, oamenii abia așteaptă acest eveniment. Ne aflăm și în fața dumneavoastră azi aici și ceea ce vreau să subliniez este că băcăoanii și oneștenii și moineștenii și toate comunitățile pontești doresc acest eveniment. Primarul din Dărmănești ne sună în fiecare an, dacă nu avem cum să trecem și pe la el, că ar vrea și el să ne ajute. E un caiet de sarcini în care trebuie să respectat. În Onești, anul acesta, vom amenaja tot un circuit stradal, vom transmite 4 ore din centrul orașului Onești și vom avea și o emisiune care va avea loc în preambulul startului în fața primăriei. Deja avem confirmări de afară, deja suntem sub oglinda Federației Internaționale de foarte mult timp. Eu voi alerga și eu la anul acesta și sper să avem un rezultat bun. Toate eforturile care le fac și dintr-un patriotism local și fiindcă îmi place, iar suma de bani care este cheltuită este strict pe costurile de transmisiune și de securitatea probei. Vorbim de transmisiunea de carul de producție, vorbim de închiriere garduri, vorbim de mașini, sunt 3 puncte care sunt alocate. Practic veniți într-o, să zicem, o asociere alături de Consiliul Județean, de Primăria Zemeș și de Primăria Moinești. Cu alte întrebări, vă stau la dispoziție și vă așteptăm la eveniment. Pentru că atunci când s-a predat baza de bunuri de instalații de alimentare cu apă și canalizare, lucrurile s-au făcut pe repede înainte, către DPP și ulterior către SECE Raja Constanța, aceasta nu este completă și nici corectă. În cadrul ultimei întruniri a legislativului local s-a decis prelungirea termenului la 3 ani pentru o inventariere corectă. Foarte clar în hotărârea de Consiliu și vă rog să înțelegeți acest aspect. În momentul în care SECE Apă Canal ne-a predat nouă și noi pe repede înainte către DPP, ulterior către Raja, această infrastructură de apă și canal, cei de la apă canal nu au stat foarte bine la ceea ce înseamnă inventar, fișe tehnice, schițe și așa mai departe. Cine au pus-o în brațe pe principiu iau și spală-te pe cap și acum noi trebuie să reactualizăm și să identificăm toate componentele acestui sistem de apă și canal. Și neavând informațiile pe care să le luăm, moștenite, să zic, de la apă canal, pe care să le luăm, să le dăm, apar tot felul de reactualizări. Din acest motiv o să apară mult timp de aici înainte.
patrimoniul municipiului Ionești cu toate bunurile pe care le are de când s-a inventat. Și de care nu știm. Adică da. Noi suntem determinați. Acum am 36. Nu e suficientă determinarea. Vă așteptăm și pe dumneavoastră în comisie, puteți ca și consilier și mai o mai întâlnim. Un bărbat de 62 de ani din comuna Livezi a fost implicat într-un accident rutier după ce a adormit la volan. În timp ce conducea un autoturism pe DN11 pe direcția Bacău-Onești, pe fondul Oboselii, bărbatul a adormit la volan, a părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă și s-a izbit de un copac. În urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate autoturismului, un tânăr de 23 de ani, tot din comuna Livezi, s-a accidentat și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ. I-au fost recoltate și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Bacău, a informat că începând cu finalul lunii mai, efectuează plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru cererile depuse în luna aprilie 2019, aferent serviciilor prestate în luna martie și trimestrul întâi al acestui an. Suma totală autorizată la plată în județul Bacău este de 230.651 de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru un număr de 5 solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat. Ca în fiecare lună, programul cultural al Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești este plin de activități. Prima zi a verii a început cu activități la Centrul de Tineret, unde copiii care au participat la concursul Jertfă și Recunoștință, Biserica din Sat și Satul din Biserică, au fost premiați. Mai multe detalii în materialul următor. De 1 iunie sărbătorim Ziua Internațională a Copilului, nu doar în Parcul Municipal Onești, unde Primăria Municipiului Onești, Consiliul Local și Biblioteca Radu Roseti au pregătit un spectacol interactiv ce va dura mai bine de 3 ore pentru toți copiii, dar și pentru părinți, bunici și pentru toți cei care vor să vină să se distreze împreună cu noi. Suntem și la Centrul de Tineret Onești pentru că aici așteptăm să vină din clipă în clipă aproximativ 40 de copii din Onești și din satele învecinate care participă sau care au participat la proiectul organizat de Protoieria Onești, Primăria Onești și Biblioteca Radu Roseti și care s-a intitulat Jertfă și Recunoștință, Biserica din Sat și Satul din Biserică. Astăzi are loc premierea celor mai buni copii care au participat la mai multe categorii, cum ar fi categoria fotografie, creație, armonii tradiționale și ăsta e portul nostru drag, unde au prezentat mai multe porturi populare românești. Așadar, după festivitatea de premiere, copiii vin la Centrul de Tineret, unde vom cânta împreună, vom vorbi despre atelierele pe care le pregătim pentru copiii din Onești în această vară și pentru că este ziua lor, am pregătit și dulciuri, suc și sperăm să ne simțim împreună cât mai bine. Vă invităm și pe voi să ne călcați pragul. Modernizarea aeroportului Bacău prin construirea de la zero a terminalului și a turnului parcării va fi decontată din fonduri europene. În urmă cu exact un an, executivul UE a decis că ajutorul de 57 de milioane de euro, acordat sub forma compensațiilor de serviciul public aeroportului din Bacău, este conform cu regulile comunitare. Comisia Europeană a apreciat că aeroportul George Enescu din Bacău este important pentru mobilitatea rezidenților din regiune, în condițiile în care cele mai apropiate aeroporturi din Iași și Suceava sunt la distanță mare, iar infrastructura de legătură nu este în stare optimă, nu există linii de tren de mare viteză, iar infrastructura rutieră este proastă. Astfel vor veni bani din fonduri europene pentru terminal, parcare și construcții anexe, dar și pentru pistă. Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale din România, în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și cu Spitalul Orășenesc din Buhuș, a organizat în zilele de 31 mai și 1 iunie conferința Rolul Spitalelor Municipale Orășenești și Monospecialitate în îmbunătățirea calității actului medical, prezentare și perspective, ediția 1. A fost cel mai important eveniment de acest gen din regiunea de dezvoltare Nord-Est în acest an. La eveniment au luat parte peste 600 de participanți din peste 80 de instituții medicale din țară și din Republica Moldova.
După rezultatele obținute de PSD la alegerile europarlamentare de pe 26 mai, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, și primarul municipiului Onești, Nicolae Natiuc, au transmis că este momentul să plece de la guvernare. Poporul a spus Partidului Social Democrat că este suficient. Cei doi primari sunt de părere că acest vot delegitimează Partidul Social Democrat de a mai conduce guvernul României și că românii așteaptă ca un nou guvern să rezolve problemele acestei țări. Mai multe detalii în materialul următor. Cred că, în primul și în primul rând, ca să demonstrezi oamenilor că ai înțeles ceva din mesajul pe care ți l-au trimis prin ștampila de vot, cred că trebuie să iei niște măsuri care să, chiar dacă dor, dar să fie în ton cu ceea ce își doresc electoratul. Dacă facem un calcul simplu, procentual, vedem că dreapta, în momentul de față, deține majoritatea. Da? În acest moment, cred că este normal să-ți pui întrebarea dacă poți sau nu poți, dacă mai ai o susținere populară pentru a duce guvernarea până la capăt. Și vă spun că în momentul de față sunt suficiente voci în Partidul Social Democrat, am primit suficiente opinii de la colegii de-ai mei care îmi împărtășesc acest punct de vedere. Repet, este un punct de vedere, eu cred că este normal să ai puncte de vedere, e normal să ai discuții în zona publică, să transmiți mesaje în zona publică. Nu văd de ce ar trebui tratate cu patimă sau altfel decât interpretate decât o stare de normalitate, până la urmă o dezbatere politică. Domnul primar, dumneavoastră în următorii de ani vă mai vedeți la PSD? Evident că mă văd și în postarea pe care am făcut-o și în ceea ce spun. Este evident că mă văd în Partidul Social Democrat, mă văd în Partidul Social Democrat care va trebui să fie reformat. Mă văd într-un PSD reformat, mă văd într-o stângă românească puternică care pleacă poate și pe alte principii ale valorilor social-democrate, poate îmbrățișând mai multe elemente și din alte zone doctrinare, dacă este să ne gândim așa, dar evident că toate aceste lucruri se pot face printr-o dezbatere foarte sinceră între colegi și printr-un punct de vedere exprimat într-un mod civilizat și normal. Nu am probleme personale cu nimeni, cu niciun lider al partidului, dar cred că este normal ca anumiți oameni să facă un pas în lateral sau înapoi. Nu văd de ce ar trebui să fie considerată drept atacuri la persoană faptul că eu nu sunt de acord cu unul dintre sau altul dintre liderii partidului, ci cu cel puțin lideri pe care i-am avut până în momentul de față și care au dat o probă, un test în momentul de față cu cetățenii români, așa cum am dat toți. Aveți idee câți oameni au votat pe listele suplimentare în Bacău? Acum se fac analizele, sunt peste 5.000 de oameni, sunt mulți oameni. Raportat la numărul de voturi din municipiul Bacău, peste 5.000 de oameni. Dar vă voi prezenta o analiză detaliată în cursul săptămânii viitoare. Într-adevăr, aceste liste suplimentare au perturbat într-un fel sau altul rezultatul alegerilor. Au fost foarte mulți din Piatra Neamț, foarte mulți din comunele învecinate, cetățeni care nu au legătură cu municipiul Bacău. Chiar dacă, repet întrebarea, dacă vă reproșați ceva și dacă da, ce anume, ce mai exact? Unde s-a greșit? Eu cred că fiecare dintre noi avem mai mult sau mai puțin să ne reproșăm. Este evident că această analiză trebuie făcută foarte aprofundat, pornind de la firul ierbii, să spun între ghilimele, și finalizând cu întreaga conducere centrală a partidului, poate mesajele de comunicare, poate măsurile pe care le-am luat, poate că cetățenii nu-și doreau tipul ăla de măsuri pe care le-a luat Partidul Social Democrat, mai exact Guvernul Social Democrat, poate că altceva interesează pe cetățeni, poate că nu platforma politică pe care am prezentat-o noi și mesajele noastre de campanie au fost cele care să rezoneze sau poate invers, mai mult decât atât, adică cetățenii nu au fost de acord cu el. Sau poate că felul în care au fost prezentate mesajele noastre electorale s-a înțeles într-un mod, complet greșit. Da, eu nu cred sub nicio formă că PSD este un partid anti-european. Eu nu cred că stânga românească în momentul de față
are o problemă cu Europa. Eu cred că locul nostru este acolo și împreună putem să ducem România mai departe. Dar trebuie să plecăm această analiză, să plecăm la această analiză de la rezultatele pe care le-au oferit cetățenii români. Cu cine considerați dumneavoastră că ar fi bine să facă alianță PSD? În momentul de față, Partidul Social Democrat are o alianță clară cu ALDE. Dar eu cred că în momentul de față PSD-ul trebuie să gândească foarte bine la tot ceea ce înseamnă stânga. Nu mai este loc de orgolii, nu mai este loc de diferende personale, de natură personală, că nu ne place ăla, că nu ne place celălalt. Eu cred că, în primul rând, noi trebuie să ne gândim, oamenii de stânga, trebuie să ne gândim la o stângă unită. Domnul primar, ați făcut o declarație pe pagina de Facebook în care ați enunțat mai multe nume acolo. Credeți că acei oameni care fac parte din conducerea PSD cumva au pătat și imaginea prin felul lor de a face campanie? Eu nu am dat nume acolo. Eu am prezentat, de fapt, modele. Eu n-am spus cu subiect și predicat nu-mi place de X, nu-mi place de Y, nu-mi place de Z. Nu. Eu am spus că tipul ăla de mesaj politic, acel tip de comportament politic, nu este genul de comportament politic în care eu să mă regăsesc sau pe care să-l îmbrățișăm din punctul meu de vedere în continuare în Partidul Social Democrat. Eu cred că trebuie să trecem la următoarea etapă, la o reformă completă a Partidului Social Democrat, oricât de tare doare în acest lucru, dar eu cred că toți trebuie să ne gândim, oamenii de stânga, că trebuie să venim cu alte variante și alte propuneri în fața electoratului. Socialdemocrații Băcăuani s-au întâlnit la Centrul de Afaceri și Expoziții la ședința Comitetului Executiv al PSD. Au participat parlamentari, primari, viceprimari, consilieri județeni și locali. S-a discutat despre alegerile europarlamentare și rezultatele ei. Detalii în minutele următoare. 1. Este și ziua domnului Lucian Șova, colegul nostru, care tocmai ce mi-a dat o știre importantă pentru Băcăuani și pentru Băcăuani, anume s-a semnat contractul de finanțare pe rambursarea cheltuielilor făcute de Consiliul Județean pe terminal, parcare și tot ce înseamnă investiția CJ-ului pornită în 2015 pe fonduri europene. Deci vor veni banii europeni în bugetul Consiliului Județean, banii pe care i-a investit Consiliul Județean în terminal, parcare și construcții conexe, anexe, vor fi rambursați din fonduri europene. Pista are finanțare europeană asigurată. Deci este o veste foarte bună pentru Băcăuani și, practic, are și o valoare de simbol, pentru că cu asta trebuie să continuăm noi aici la Bacău, să ne vedem de marile și micile proiecte despre care am vorbit și înainte de campanie și în campanie și vom vorbi și în perioada următoare. 2. De ce a fost o ședință tonică? Cu mici excepții, 4 parlamentari care aveau programate plecări din județ au lipsit, dar repet, motivat, și 3 sau 4 primari care aveau ședințe de Consiliu Local. Deci toată organizația a fost și am avut o dezbatere vie, ca de fiecare dată, care sigur s-a axat pe tot ce a însemnat campania la europarlamentare, ziua de 26 mai și rezultatul alegerilor. Mai puțin analiză pe nivel național, mai mult analiză pe județul Bacău, nu pe fiecare localitate în parte, dar pe diverse zone. Probabil că ați văzut și știrea cu hotărârea de guvern privind expropriere la centura ocolitoare a Bacăului. Mergem cu marile proiecte mai departe. Ne-am tras învățămintele din ziua de 26 mai și vedem cum vor evolua lucrurile și politice și administrative. Noi ne dorim ca administrativ să ne ținem de cuvânt de tot ceea ce am vorbit în ultima perioadă. Politic, viitorul este în mișcare și nu-l putem anticipa acum. Întrebări, vă rog. Ați făcut
Nu. Nu, pentru că avem încredere în softul becului, analizăm rezultatele pe baza datelor de la bec. Nu cred că au fost probleme cu organizarea zilei votului. Într-o organizare exemplară, bazată în județele care vă surprind, pe nominalizarea, bazată pe nominalizarea oamenilor din secții de votare. Ar trebui să rememorez toată ședința, ea a fost destul de, a durat 2 ore și jumătate. Învățământul este, în primul rând, nu putem pune rezultatul doar pe seama unei teze sau unei persoane. De jos până sus există culpe, mai mari sau mai mici. De la organizare în ziua votului, de la oameni în secții de vot, de la instituții care nu relaționează corect cu cetățeanul, proiecte care puteau fi finalizate mai repede. Nu doar o temă și doar un om au dus la rezultatele nesatisfăcătoare din ziua de 26 mai. Dar organizația județeană Bacău nu este, organizația județeană Bacău nu este constituită doar din Cosmin Necula și Dragoș Benea, exact în ordinea asta. Organizația Bacău astăzi s-a întâlnit și nu s-a detașat o asemenea idee, pentru că nici nu există, nu mai există acest subiect, el a fost lămurit marți seară în Comitetul Executiv. Organizația Bacău, repet, nu este constituită din Cosmin Necula și Dragoș Benea și acolo vedeți niște nuanțe diferite. Eu nu mă însușesc declarațiile domnului primar Cosmin Necula și vă rog să le luați cap-coadă. Eu am spus foarte clar că o analiză se face la rece, nu la cald, cu toate elementele puse pe masă, ca să poți să degajezi soluții de viitor. Nu impulsuri de moment pot genera soluții de durată. Și de asta eu nu am fost de acord cu demersul primarului Necula de a-și exprima așa gândurile, trăirile, emoțiile, impulsurile. Și cred că am spus-o destul de explicit. În primul rând, datoria noastră este să le mulțumim celor aproape 70.000 de băcăuani care au avut încredere în noi, să ne reconfirmăm pe viitor statutul de organizație politică ce ne ținem de cuvânt. Problemele guvernării nu se rezolvă din biroul primăriei Bacău. Primăria Bacău trebuie să rezolve probleme mai vechi sau mai noi, pentru că ele trebuie rapid rezolvate, nu neapărat în perspectiva legilor locale. Există investiții care influențează calitatea vieții băcăuanilor, care pot să genereze în continuare probleme în municipiul Bacău. Conducta de la Valea Uzului, rezerva de apă, celula 1, cea care tot se aprinde și se reaprinde. Astea sunt probleme care trebuie să privească primăria Bacău în mod continuu. Îmbunătățirea relației cu cetățeanul, interacțiunea cu cetățeanul. Și sigur, finalizarea insulei și toate celelalte. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo.
Miercuri 5 iunie sunt anunțate în continuare ploi, maxima va fi de 23 de grade Celsius, iar minima de 13 grade Celsius. Joi 6 iunie în continuare vor fi ploi, maxima va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!